Conectați în aer cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu la Europa FM. Dragi părinți, vă salutăm și vă urăm bine ați revenit la un nou sezon Tați în aer. Daniel Osmanovici, salutare! Salutare, Grecule, salutare, domnilor și domnilor. Da, Tați în aer a revenit în sfârșit. În sfârșit, că în bine sfârșit. Zic. Și bine că am făcut-o, pentru că lumea voia acest lucru, noi voiam acest lucru, să dăm cezarului ce al cezarului, cum mai zici tu. Și cumva foarte, foarte elegant, ne tot întrebau când eram noi doi în deșteptare adevărat, da, la Tați în aer voi când vă întoarceți, știi, așa, elegant, da? Nu, da, da, adică plecați de aici, duceți-vă acolo. Nu vă reținem, da, că, da, da, da. Că parcă la Tați în aer faceți treaba bună. Ei bine, Tați în aer, sezonul acesta vine cu două noutăți pe care suntem entuziasmați să le împărtășim. Și anume, în primul rând, ne vom auzi pe frecvențele Europa FM de la ora 12 la ora 14. Asta înseamnă că vom avea 2 ore în fiecare sâmbătă. În prima oră, precum ne-am obișnuit, vom avea un format tip podcast, să spun așa, în care vom avea invitați specialiști, oameni de la care avem de învățat și oameni care ne vor inspira în această misiune minunată de a fi părinți. Și a doua noutate, Daniel Osmanovici. A doua noutate e în momentul de față, da, pentru că suntem video. Mie îmi plăcea, așteptam să-mi faci un semn din ciclul ăsta. Sigur a uitat acum ce are de spus, e gândul în altă parte. Nu, suntem și video, doamnelor și domnilor, nu suntem doar audio, cum s-ar spune. Ne găsiți și pe YouTube și da, avem podcastul ăsta de o oră în care ceea ce se aude se și vede. Exact, așa că vă invităm și pe pagina noastră de YouTube pentru a putea să ascultați oricând întâlnirile cu Tați în aer și cu invitații noștri, să reascultați, iar dacă abia ați ajuns pe pagina noastră... Ce e, așa cu digitele? A uitat acolo. Dacă abia ați revenit pe pagina noastră sau abia ați ajuns pe pagina noastră de YouTube, apreciem dacă dați și un subscribe Radio Europa FM. Altfel, acum că ne-am întors și cu mintea la școală, pentru că ăsta este principalul subiect pe care l-aud în jurul meu și pe care îl abordăm noi părinții. Back to school, înapoi la școală și toată presiunea ce vine odată cu acest moment. Presiunea financiară, pentru că vom vorbi și despre asta, Daniel Osmanovici, dar de data aceasta aș vrea să punctăm presiunea psihică, la care poate nu ne gândim sau nu îi dăm atât de multă importanță așa cum s-ar cuveni. Acum ca să fac o glumă, poate tu, pentru că al tău Tudor e prea mic. Adevărat. Dar la mine, în condițiile în care, știi, am văzut Adidas aia la... Am văzut pantalonia la, am văzut ghiozdanul ăla la și acest la e o grămadă de la, e un la, e un cântec. Așa. Începe să fie o presiune, pentru că stai să te gândești dacă nu-ți dezamăgești copilul în condițiile în care nu i-ai cumpărat ceva de pe lista asta la început de școală, te gândești dacă nu cumva ești tu dezamăgit că nu poți să-i oferi copilului și poate trebuia să faci ceva mai mult ca să ajungi în locul ăla. Și uite, suntem într-o situație... Și uite, practic ai subliniat și presiunea pe care o avem noi în calitate de părinți, nu doar cea a copilor la care mă gândeam eu. De aceea, alături de noi, în deschiderea noului sezon, este Beatriz Busuioc. Este psiholog și psihoterapeut, analist comportamental. Beatriz, bine ai revenit la Tați în aer! Bine v-am regăsit! Sunt încântată să ne revedem și în video, ca să zic așa, pentru că doar oamenii până acum puteau să ne asculte vocea, acum pot să ne și vadă și să înțeleagă că ceea ce transmitem cu pasiune și cu iubire față de oameni, că de asta suntem aici, să aducem un aport de informație, un aport de valoare oamenilor din jurul nostru și, de ce nu, să lăsăm o amprentă pozitivă în viețile lor. Cum stăpânește arta comunicării atât de bine, Beatriz Busuioc? Așa este, ai spus minunat ceea ce ai spus și mă bucur, pentru că într-adevăr este finalmente esența întâlnirilor noastre. Beatriz, începem să abordăm subiectul ce ne interesează, da? O să facem o paralelă, o să ne reîntoarcem imediat la ceea ce a spus Daniel și anume partea aceasta financiară și presiunea, dar hai să începem cu cei mici, că e normal, că știi cum e, ei n-au răbdare, da? Cum ne pregătim noi copiii pentru un nou an școlar? Pentru că, Daniel, avem situația asta, Tea, Radu, da, până acum au fost în vacanță. Obligații cred că au fost puține, aveau ceva de făcut, un antrenament. Dar... Mai degrabă era ceva ce trebuiau să aibă bifat acolo, doar că nu era o oră de culcare, nu era o oră de trezire, nu erau niște mese la anumite intervale. Adică trecem dintr-o zonă de relaxare într-o zonă de rigurozitate, da? Absolut. Ar trebui noi, în calitate de părinți, să ne gândim la acest moment, să-l pregătim un pic, să avem niște discuții sau să schimbăm ceva în programul copiilor noștri sau, lasă-mă că se descurcă vorba aia, noi nu ne-am descurcat? Da. Apropo de ce spuneați, să începem cu cei mici, de fapt, cu cei mici este începutul.
Și pregătirea aceasta nu ar trebui să înceapă înainte de școală. Pregătirea aceasta ar trebui să fie continuă și să nu se oprească niciodată, de fapt. Pentru că asta se întâmplă. Noi ce facem? Ne punem stop și ne dăm restart odată cu fiecare situație din viața noastră. Adică ne-am obișnuit mintea că atunci când intrăm în vacanță, ce înseamnă vacanță pentru marea majoritate a oamenilor, marea masă a oamenilor? Și anume, stop, nu mai fac nimic, practic. Așa, da? Și atunci când reîncepem activitatea, atunci aducem cu noi multă presiune. Pentru că a ne reintroduce într-o activitate înseamnă foarte multă responsabilitate deodată. Și atunci este șocul acesta pentru creier, pe care poate să-l perceapă cu foarte mare greutate și de aici apare anxietatea când vorbim despre noi începuturi. Și dacă atunci când începe un nou an calendaristic, noi spunem că e un nou început, de fapt un nou început este cel din septembrie. Toată lumea începe noi proiecte, noi, nu știu, situații în viața lor din septembrie. Un nou an școlar aduce foarte multe schimbări în viețile atât ale copiilor, cât și ale părinților, da? Și nu doar din punct de vedere al școlii, ci și al jobului, al vieții în general. Ce facem când începe școala? Păi ne cumpărăm haine noi, ne cumpărăm lucruri noi, da? Deci totul este luat de la capăt, da? Dar de ce? Pentru că s-a pus stop la un anumit moment. Și de aceea apare această presiune pe, atât pe părinte cât și pe copil, ca lucrurile să funcționeze foarte bine. Ei bine, noi ar trebui să nu ne oprim din acest ritm. A, că mai apăsăm frâna din când în când este altceva, dar e important să ne menținem un ritm și practic o, cumva un ritual zilnic, astfel încât când începe școala să nu mai fie privită ca pe un start din toate punctele de vedere, dar un start cu presiune, ci un start care să aducă lucruri frumoase și noi pentru care ne-am pregătit tot timpul. Nu ne-am pus stop niciodată. Tu știi că sunt și părinți și oameni mari în toată firea care duminică seara au așa o mică tristețe din absolut, acea. Absolut, da. Au un episod neplăcut pentru că se gândesc, mâine mă duc la birou. Exact, mâine mă duc așa la este. Știi care a fost discuția pe care am avut-o aseară în parc cu unul dintre părinți, nu? Tu ai reușit să cumperi tot ce era de cumpărat? Ai fost până acum undeva sau ești relaxat? Nu vă spun continuarea discuției. Doar atât vă spun. Da, dar presiunea aceasta... Nu vă spun pentru că a fost cu lacrimi. Presiunea aceasta foarte mare, de fapt, este sau pleacă de la părinte și este transmisă către copil. Pentru că părintele ce face? Se supra-responsabilizează în acest proces și spune așa... E important să fiu pregătit pentru copil, din punct de vedere organizatoric. E important să-l pregătesc pe copil mental, să facă față unui nou an școlar. E important să mă asigur că el este bine din toate punctele de vedere. E important să încep să funcționez și eu mai bine la job odată cu plecarea copilului la școală, pentru că ce-mi rămâne? Ce rămâne în mintea părintelui? Mai mult timp și... E important să fac mai multe lucruri în timpul ăsta care mi-a rămas, da? Și atunci această supra-responsabilizare duce la anxietate în interiorul părintelui, transmisă și copilului mai departe. Supra-responsabilizare, Daniel Osmanović. Mai devreme, nu știu despre ce vorbim. Mai devreme, când ne-ai povestit despre toată acea listă de cumpărături și așa mai departe, ea de fapt are explicație. Tocmai am aflat-o. Supra-responsabilizare. Nu știu despre ce vorbești. Și pentru că aș vrea să răspund mai punctual întrebării, noi acum am vorbit la nivel global. Ce ar fi ideal? Numai că aceste lucruri nu se întâmplă. Haideți să luăm punctual ce putem face acolo unde se pune stop, se pune din nou start și așa mai departe, da? Ca să putem să scădem nivelul de anxietate în aceste tipuri de situații, e important să plecăm cu câteva săptămâni înainte, hai să zicem chiar cu o săptămână înainte, dacă tot suntem cumva înainte de școală, în primul rând la reglarea ritmului circadian.
La ce mă refer când spun asta? E important să începem în fiecare zi să-i trezim pe copii cu 10, 15, 20 de minute mai devreme ca să începem să le creăm din nou în ritm. La nivel faptic, da? Când vorbim despre trezit. Pe lângă asta, e important să avem discuții, o comunicare deschisă cu copiii în legătură cu acest nou început. Ce crede el că se va întâmpla? Cum simte el lucrurile acestea? Ce așteptări are de la acest nou proces? Și eu fac un exercițiu foarte interesant cu copiii la început de an școlar. Pentru că ei percep acest nou început și atunci e important să discutăm despre asta și le pun 3 întrebări la care îi rog să-mi răspundă în scris, acolo unde se poate. Da? Și prima întrebare este: care sunt așteptările tale de la tine? Da, ca să vedem câtă presiune pune copilul pe propria persoană. Care sunt așteptările tale de la părinții tăi, pentru că sunt persoanele de atașament? Și 3, care sunt așteptările tale de la ceilalți, de la mediul social, pentru că urmează să intre în mediul social. Și atunci aceste 3 întrebări îi creează o claritate copilului, are o imagine vizuală care îl ajută să funcționeze sau să-și dea seama de ce are nevoie. Da? Beatriz, rămânem în cabine, scuză-mă Daniel, dar este foarte important să ne specifice ceva, e pe lista noastră de întrebări oricum ar fi, să ne specifice Beatriz, da? Care ar fi principalele probleme pe care ți le spun copiii în momentul în care sunt la tine în cabinet? Uite, mai ales acum, la început de școală, legat de relația cu școală, cu părinți, cu profesori și așa mai departe. Principalele probleme cu care vin copiii, sau principala problemă, că asta este cea mai des întâlnită, este anxietatea. Anxietatea care survine în urma presiunii. Presiunii de la școală, presiunii în relație cu cadrele didactice, presiunii în relație cu copiii, colegii, da, prietenii și, în primul rând, presiunii în relația cu părinții. Pentru că de cele mai multe ori părinții vin cu niște așteptări în ceea ce privește parcursul copilului. Oricât de mult ne-am spune noi, vreau să facă ce simte el, să facă ce își dorește el, la nivel verbal, la nivel faptic, părintele demonstrează un pic contrariu. Și atunci copilul, pentru că este un burete care absoarbe orice informație, resimte asta și ce face? Înmagazinează și se închide. Și se duce ușor-ușor către dependențe. Pentru că comunicarea cu părintele este disfuncțională, își creează o relație cu ceva unde poate să aibă control. Și de cele mai multe ori, cea mai întâlnită dependență este dependența de gadgeturi, pe care, na, o avem cu toții, într-o mai mică măsură sau mai mare măsură. Iar eu am observat, vis-a-vis de toate lucrurile pe care le-ai specificat, Beatriz, lucrul următor. Se trezește minunat până când începe școala, după care de luni până vineri tragi de el, iar sâmbătă, duminică, la ora 6:30, este în picioare. Exact! Da. Nu e interesant? Da, bineînțeles că... Cum funcționează oare copilul? Cum funcționează? Apropo de cum funcționează oare copilul, vine părintele la tine în cabinet și spune... Ce spune? Că am înțeles care sunt plângerile copiilor, dar care sunt plângerile părinților? Doamnă, nu mă mai înțeleg cu el. Nu știu ce să mai fac. Asta nu-i copilul meu. Dacă pe bune, nu știu. L-a schimbat cineva. Exact. În general, plângerile părinților sunt cu privire la comportamente ale copiilor și la incapacitatea acestora de a gestiona situațiile cu ei. Dar, atenție, niciodată nu vine un părinte și spune... Simt că ceva nu funcționează în comunicarea care vine de la mine spre el, ci ceva nu funcționează la copil. Pentru că e mai ușor, atenție, să privim în exterior decât în interior. Este mult mai simplu să căutăm ceva. A, din cauza lui mă enervez, din cauza situației X îmi ies din pepeni. Pot să-ți dau un exemplu din casă. Știi cum e cazul nostru, Daniel Osmanovici, apropo de relația pe care o avem cu soțiile? De exemplu, faptul că a lăsat cheile undeva unde nu ar fi trebuit să fie, să zic, pe blatul de la bucătărie, nu în cui, unde au ele locul. Eu m-am dus către chei, m-am împiedicat, m-am lovit și evident că m-am lovit din cauza ei, pentru că ea a lăsat cheile acolo, nu că m-am împiedicat. Exact. Cam așa. Apropo, e, da? Da, exact, de focusul pe exterior. Și în momentul în care am primele întâlniri cu părinții, atunci se face un pic de lumină. Unul dintre motorurile după care eu mă ghidez este acesta: deschide ochii și uită-te la tine.
Ăsta este primul pas. Și apoi putem să ne ducem, să ne canalizăm energia către copil. Pentru că e foarte simplu să spunem, vreau să rezolv problema, copilul să fie bine, dar eu să fiu incapabil să manageriez de fapt comunicarea mea cu el. Și atunci spun, e dependent de telefon. Nu mai suport, toată ziua stă pe telefon. Da, dar hai să vedem ce stă în spatele acestui toată ziua stă pe telefon. Și chiar astăzi în cabinet am discutat cu un adolescent despre asta. El a plecat de la ideea că părinții lui îi spuneau, îi spun și bunicii că e leneș. Te cuprinde lenea. Și lui este mult mai ușor să zică, da, mi-e lene și nu vreau să fac activități. Mi-e lene și nu vreau să mănânc când îmi spune bunica. Și am plecat de la a, în primul rând, a defini noțiunea de lene. Să vedem dacă cu adevărat e vorba despre lene sau este vorba despre altceva. Și știți unde am ajuns? La dependență. De la cuvântul lene, care era o imagine, o mască a ceea ce zăcea în spatele acestei lene, acestui cuvânt, am ajuns la dependența de gadgeturi. Da? Că el, de fapt, lui nu este lene, ci este cumva o incapacitate de a-și gestiona timpul, acest self-management, și de a reuși să se cumva organizeze în timpul pe care l-are la dispoziție. Și atunci este mai ușor să vină părintele să-i spună, nu faci aia, fă cealaltă, nu ești capabil să. Îl deranjează, îl deranjează, însă e obișnuit cu asta și i-a creat un oarecare confort. Da? Știi cum e vorba aia, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Pentru că dacă ar schimba ceva, înseamnă mai mult efort din partea lui. Înseamnă un self-management plan, care nu-i ușor de pus în aplicare. A, și în general să fii părinte, aș zice eu, că nu este ușor. Beatrice, că tot ai spus de lene, nu ți-a fost lene să muncești, ba dimpotrivă, ai avut foarte, foarte mult spor, ai redactat și o carte foarte frumoasă pe care am primit-o. Dacă așa sunteți este, alături da. De noi și urmăriți emisiunea video, în acest moment o arăt la cameră, se numește Poveste terapeutică, pisicuța curioasă, o poveste despre cum să transformi frica în curiozitate. Mi se pare foarte interesant, 2 minute mai avem la dispoziție, te rog frumos să ne spui un pic câteva cuvinte despre această carte. Este o carte, este de fapt bebelușul meu și al colegei mele. Este o carte pe care am creat-o fix din cabinet. Adică plecând de la principala problematică atât a părinților cât și a copiilor și anume această anxietate, această frică, atât de necunoscut cât și de celelalte lucruri care ne înconjoară. Și atunci cumva avem la dispoziție tot felul de tehnici. Cum să scap de frică sau cum să faci X lucru. De cele mai multe ori nu funcționează. De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg raționamentul din spate. Și atunci am creat această poveste care de fapt face parte dintr-o serie de povești. E un volum de, este un set de 5 cărți, 5 volume, care reprezintă de fapt prima parte a dezvoltării copilului. Îl ajută să crească treptat și să managerieze cumva situațiile din viața lui. Și plecând de la această frică, am ajuns să o transformăm în curiozitate. Pentru că părintele de cele mai multe ori ce spune? Nu-ți fie frică, sunt aici cu tine. Nu are de ce să-ți fie teamă, că nu se întâmplă nimic. Iar copilul, neștiind, n-având instrumentele necesare, nu știe cum să managerieze situația. Ce am văzut acum? Foarte mulți părinți care fac acest lucru atunci când lasă copilul în prima zi de școală. Exact! Da! Da! Și atunci m-am gândit cum aș putea să îi scot pe copii din nu-ți fie frică, nu-i ok să simți asta, termină cu prostiile. Și la grădiniță e valabilă grecu. Da! Da. Și să ne ducem în a deveni mai curioși. Hai să aflăm mai multe lucruri despre acest subiect și să vedem dacă de fapt această frică este reală. Și punându-ne cât mai multe întrebări, atât eu, adultul, cât și copilul, reușim să manageriem situația mai sănătos. Felicitări, Beatrice Busuioc, și pentru
ceea ce faci pentru această carte, m-ai făcut curiosă și că o voi citi cu Tudor, pentru că este acolo, pentru el e perfect, da? Pisicuța curioasă, și îți mulțumim de asemenea pentru toate informațiile pe care mi le-ai împărtășit acum când vine vorba despre pregătirea noului an școlar. Daniel Osmanović, eu îți propun să continuăm întâlnirea noastră de astăzi, dar să schimbăm un pic registru, să vorbim un pic și din perspectiva financiară, că ne așteaptă o cheltuială destul de mare. Tot am spus că mă arde buzunarul, deci te rog frumos, hai să găsim pompierul potrivit. Așa să fie. Rămâneți în continuare alături de noi. Sunteți la Tați în Aer. Tați în Aer cu Daniel Osmanović și Alex Grecu la Europa FM.